Mai puțin de jumătate dintre elevii suceveni din clasele a 12-a au reușit să promoveze examenul de simulare a bacalaureatului. Asta arată centralizarea rezultatelor potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava. La clasa a 12-a au fost înscriși prezenți 97,15% elevi. Mediile peste 6 obținute au fost în număr de 3068, iar sub pragul de 6, 3320, 48,02 promovabilitate. La proba EA, limba și literatura română, s-au obținut 4349 note peste 5, 68,08%, iar sub această limită, 2039 note, comparativ cu 2014, când procentul a fost de 64,78%. Pentru proba EB, limba maternă, au fost obținute 15 note peste 5, 68,18% și 7 note sub 5, comparativ cu 93,75% promovabilitate înregistrată cu un an în urmă. La proba EC, matematică și istorie, s-au obținut 3430 note peste 5, 53,6% și 2958 note sub 5, comparativ în 2014 au fost 48,05% note peste 5. Proba ED, disciplină la alegere, 59,14% dintre elevii de clasa 12 au obținut note peste 5, comparativ cu 2014, când procentul a fost de 62,15%. În acest an s-au înregistrat 22 de note de 10 la clasa 11, dintre care 16 la matematică și 6 la istorie. La clasa 12 au fost obținute 64 note de 10 la diferite discipline.